Aducându-mi aminte, zisa Domnul, ascultați pilda aceasta. Era un om bogat care se îmbrăca în porfiră și în vison și care petrecea în toate zilele înconjurat de slavă. Iar un sărac anume Lazar, care zăcea înaintea porților lui plin de bube, dorea mult să se sature din fărâmiturile care cădeau de la masa bogatului, căci până și câinii venind lingeau bubele lui. Și a murit săracul și a fost dus de îngeri în sânul lui Avram. A murit apoi și bogatul și l-au îngropat. Și în iad, ridicându-și ochii, el care era în chinuri a văzut de departe pe Avram și pe Lazar în sânul lui. Atunci a strigat el și a zis, Părinte Avrame, fie-ți milă de mine și trimite pe Lazar să-și întingă vârful degetului în apă și să-mi răcorească limba, căci mă chinuiesc în această văpaie. Dar Avram a zis, Fiule, adu-ți aminte că tu ai primit cele bune ale tale în viața ta și Lazar și-și dreapă cele rele. Dar acum aici el se mângâie, iar tu te chinuiești. Și peste toate acestea, între noi și între voi este o prăpastie adâncă, întărită în așa fel, ca cei care ar vrea să treacă de aici la voi, oricei de acolo la noi să nu poată să treacă. Atunci el a zis, te rog, dar, părinte, să-l trimiți acasă la tatăl meu, căci am 5 frați, să le spun acestea ca să nu vină și ei la acest loc de chin. Avram i-a răspuns, au pe Moise și pe proroci să-i asculte pe ei. Dar el a zis, nu, părinte Avrame, căci dacă cineva dintre cei morți se va duce la ei, se vor pocăi. Atunci Avram i-a spus, dacă nu ascultă pe Moise și pe proroci, nu vor crede nici chiar dacă ar învia cineva din morți. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, suntem în duminica a 22-a după pogorârea Sfântului Duh, bogatul nemilostiv și săracul Lazar. Iubiți credincioși, gândul iese din inima omului. Cuvântul este un gând exprimat și cuvântul iese tot din inima omului. Timpul și spațiul sunt două dimensiuni care ies tot din inima omului. Pentru că în funcție de starea inimii omului, noi simțim și timpul și ne raportăm și la spațiu. Spațiile sunt în inima omului. În funcție de ce este în inima unui om sau altui om, ne apropiem sau ne depărtăm sufletește și apoi fizic de cel de lângă noi. În funcție de ce este în inima omului, timpul pe care îl petrecem cu cineva, chiar dacă stăm ore în șir, pare o clipă, iar timpul care îl petrecem cu altcineva, care nu ne odihnește, timpul pe care îl petrecem pare o veșnicie. Deci în inima omului este și gândul, este și cuvântul, este și timpul, este și spațiul și toate ies din inima omului. Mintea, iubiți credincioși, are două funcții. O funcție contemplativă care se adună în duhul omului, pentru că inima sau duhul omului, și o funcție rațională care are suportul în creier. De aceea mintea trebuie să se adune și ea în inima omului, în ea însăși. Inima nu este altceva, sau duhul omului nu este altceva decât adâncul minții. De aceea toate se adună în inima omului. Și rațiunea, și voința, și simțirea, și trăirile,
și imaginația și pofta și mânia, chiar și puterile trupește ale omului, toate sunt adunate ca un mănunchi în inima omului. Și Domnul Dumnezeu le-a așezat bune foarte adunate, ca ele fiind focalizate să fie capabile de ce? De iubirea infinită al Dumnezeu și să răspundă cu o iubire infinită, omul să trăiască această iubire în sine, în iubirea de sine, adică să-i dea sufletului și trupului ceea ce este conform cu rânduiala lăsată de Dumnezeu în om și această stare să o multiplice sau o amplifice în raport cu cei de lângă el și cu creația. Când inima omului este bolnavă, înseamnă că mintea lui mai întâi este bolnavă. Pentru că s-a îmbolnăvit mintea și mintea, care este un străjer la poarta inimii, n-a mai putut să păzească această poartă ca un heruvim cu sabie de foc. Inima omului este ca un rai, ca o împărăție, iar mintea trebuie să fie trează în partea de sus a inimii. Vă spunem lucrurile acestea ca să înțelegem că Domnul Dumnezeu l-a așezat pe om ca un împărat, ca un stăpân, ca să le susțină, să le echilibreze, să le armonizeze, să le trăiască pe toate din jurul lui, conform cu rostul lor. Omul este făcut ca să fie plin de slavă, plin de lumină, plin de putere, plin de bucurie, plin de stăpânire asupra creației, așa că slava, puterea, cinstea, stăpânirea sunt lucruri bune pentru om dacă sunt făcute în Duhul Sfânt. Iar dacă nu sunt făcute în Duhul Sfânt, toate se orientează greșit și devin din slava lui Dumnezeu, devine slava deșartă, din stăpânire duhovnicească într-o iubire devine Duhul stăpânirii, din pofta și dorința lui Dumnezeu și aproape lui spre comune și spre iubire, totul devine o poftă și o mânie iraționale care dezbină la infinit inima omului. De aceea, această pericopă evanghelică, iubiți credincioși, cu bogatul nemilostiv și săracul Lazar, trebuie privită în esența ei și în adâncul ei, pentru că sunt două direcții clare. Inima orientată la infinit, către cer, către Dumnezeu, către lumină, către odihnă, către sabatul veșnic, sau inima închisă în sine, care este un adânc al întunericului, al iadului, al strâșnirii dinților și a suferinței. Încă de pe pământ, inima omului se închide sau se deschide. Odată cu ea se închid toate energiile inimii sau se deschid la infinit aceste energii create și necreate. Încă de pe pământ, toate se umplu de lumină sau toate se întunec. Și Domnul nostru Iisus Hristos ne-a dat această pildă, spunându-le celor din fața Lui un cuvânt greu și totodată descoperindu-le cum stau lucrurile cu adevărat și care este realitatea. Zisa Domnul, ascultați pilda aceasta. Era un om bogat care se îmbrăca în porfiră și în visor și care petrecea în toate zilele înconjurat de slavă. Era un om bogat și nemilostiv. Nu bogăția este rea, ci bogăția adunată prin hoție, prin furtișag și prin minciună și prin toate celelalte. Nu slava este rea, ci slava deșartă. Nu banul este rău, ci folosirea lui într-un mod incorrect. Nu toate cele ale firii sunt rele, ci faptul că noi, în mod pătimaș, le folosim și le orientăm. Deci dacă era bogat, asta nu înseamnă că era rău. Pentru că și Avraam a fost bogat, cel care era în dialog cu bogatul acesta. Era rău de el pentru că era nemilostiv. Era nemilostiv, se îmbrăca în porfiră și în bison, adică în haine scumpe, și care petrecea, el în continuu petrecea. Era într-o slavă deșartă, într-o petrecere continuă, într-o distracție neîncetată, într-o iubire de sine, într-o desfătare a simțurilor, într-o imagine după mintea lui a realității creată și orientată greșit pentru a-și satisface starea din inimă prin simțurile lui care erau desfătate la infinit
Și în acea stare el petrecea în toate zilele, pentru că el vroia să înveșnicească această stare pe toată perioada vieții lui și să devină nemuritor. Acesta este visul oricărui om bogat pe fața pământului, ca să-și stăpânească, să-și protejeze, să-și controleze averile, să nu piardă nimic, să trăiască în confortul lui. Repet încă o dată, nu omul bogat sau bogăția este rea, ci atitudinea lui față de aceste lucruri, dacă este nemilostiv și neiubitor de oameni. Și omul bogat, nemilostiv, nu vrea altceva decât să mai adune, ca să-și protejeze, să mai aibă, ca nu cumva să simtă că piardă ceva. El este într-o frică continuă, într-o nesiguranță continuă, într-o lipsă de protecție continuă, într-o lipsă de tihnă, de odihnă și de bucurie, și tot mai pune pe el în planul exterior ca să-și protejeze frica interioară și nesiguranța inimii lui. Ba mai mult, de nu s-ar mai termina starea pe care el o controlează, ca nu cumva să fie în situația de a nu mai stăpâni el lucrurile, pentru că mână în mână cu aceste lucruri materiale este și mândria și puterea și toate celelalte. Adică pofta trupului, pofta ochilor și trofia vieții duse la infinit într-o veșnicie a lumii acesteia. În partea cealaltă îl vedem pe Lazar. Iar un sărac, deci un bogat și un sărac. Iar un sărac care îl definește Mântuitorul nostru Iisus Hristos că nu era un oarecare. Era un sărac smerit. Nu toți săracii sunt apreciați de Dumnezeu. Era un sărac care avea credința lui. Nu cârtea nici împotriva lui Dumnezeu, nici împotriva bogatului. Nu era nemulțumitor, nu vorbea urât, nu cerșea cu tupeu, nu era leneș și nemuncitor. Era un sărac care avea un nume. Bogatul n-avea nume. Acesta era un nume. Lazar, și numele lui a rămas, biscuit din George. Era un nume nu pentru ce avea, era un nume pentru cine era el. Eu sunt cel ce sunt. Și Avraam a fost un nume pentru credința lui, nu pentru averea pe care o avea el. Iar un sărac, anume Lazar, care zăcea înaintea porților lui, zăcea, iubiți credincioși, era neputincios pentru toate. Omul când zace, n-are putere să se ridice, să rezolve treburi, să muncească, să se mobilizeze, să se ridice, să iasă din sărăcia lui. El zăcea. Nu depindea de voința lui. Era plin de bube, adică era bolnav la nivel trupesc. Dorea mult. Ce dorea, Iisus Hristos? Să se sate. Sătura mă voi când se va arăta slava ta, spune Scriptura. El vrea să se sature și el odată. Dar să se sature cu ce? Cu puțin. Să se sature din fărâmiturile care cădeau de la masa bogatului. Dar bogatul era plin de toate și mânca toate bunătățile, dar vă garantez că el nu se sătura niciodată. Lazar nu avea nimic și vroia și spera și credea că se poate sătura cu niște fărâmituri. Pentru că Lazar era un nume. Atitudinea lui interioară îl făcea să se sature cu niște fărâmituri. Iar bogatul acesta cu nimic nu s-ar fi săturat niciodată. Căci până și câinii venind lingeau bubele lui. Iubiți credincioși, aceasta arată o comuniune. Aceasta arată o atitudine a lui Lazar, pentru că câinii veneau pentru că îi simțeau vibrații. Nu vedeți că sunt oameni la care latră câinii și sunt oameni la care nu latră câinii? În funcție de atitudinea lor, pentru că animalul simte foarte ușor inima omului. Și aceștia veneau și lingeau rănile, pentru că saliva câinelui este antiseptică. De multe ori vindecă și tămăduiește și închide rana cea bolnavă. Și acesta se lăsa și se afla în comuniune, se lăsa lins într-o umilință desăvârșită, dar el era cu cineva, cu câinii. Dar bogatul era plin de oameni, de prieteni, de slavă, de cunoștințe și nu era cu nimeni. Nici câinii lui nu cred că veneau cu drag în apropierea lui, pentru că era mândru și transmitea în jurul lui o vibrație sufletească care îndepărta pe oricine. De aceea, iubiți credincioși, până și câinii venind, lingeau bubele lui. Și începe Domnul nostru Iisus Hristos să spună clar. Și a murit sărac.
a murit săracul și a fost dus de către îngeri viscredincioși, nu de oricine. Când a murit Lazar, au venit la el și s-au arătat tocmai cei care stăteau în mod nevăzut lângă el tot timpul, adică îngerii care stau și petrec în jurul omului care este smerit și nu cârtește împotriva lui Dumnezeu și aproape. Mare păcat cârteala aceasta continuă, nemulțumirea continuă, judecarea continuă și o stare de nemulțumire neîncetată. Nu stă îngerul lângă tine pentru că nu suportă această stare mizerabilă de nemulțumire. Adică a mulțumi înseamnă euharistie și a fi nemulțumitor înseamnă să fii împotriva Sfintei Liturghii, antiliturghie. Nemulțumirea continuă a lumii acesteia nu face altceva decât să alunge harul și pe îngerii păzitori și să atragă demonii care se hrănesc în continuu din această nemulțumire și din sufletele oamenilor nemulțumitori care orice îi face nu intră în voi și se hrănesc cu această energie a lor de nemulțumire. Iar îngerii se hrănesc cu starea de har din jurul oamenilor care orice ar fi dau slavă lui Dumnezeu și mulțumesc pentru situația în care ei se află. De aceea, iubiți credincioși, a murit săracul și a fost dus de către îngeri, nu unul, de către îngeri. Unde? În sânul lui Avram, în rai, iubiți credincioși, sânul aici, inima lui Avram, starea de intimitate a lui Avram. Părintele Avram le-a primit pe ei toți, iubiți credincioși. A murit apoi și bogatul și l-au îngropat, scurt și l-au vie. Nu spune de înger, nu spune că l-au luat, nu spune că l-au dus, nu spune că l-au petrecut, nu spune că l-au dus în sânul lui Avram, a murit bogatul și l-au îngropat. Adică o dimensiune care se îndreaptă către adânc și către jos. Și a murit Lazar și l-au luat îngerii și l-au dus în sus. Deci toate se despart acolo la mormânt în funcție de inima omului. Și a murit bogatul, l-au îngropat. Și în iad, deci se spune clar, unde a ajuns el, în iad, în adânc, ridicându-și ochii, adică început bogatul să se uite și el un pic la cer, cât era pe pământ, nu vedea nimic, nici cerul, nici pe aproapele, nici pe sine, nu vedea nimic. Dar acolo a început să vadă, iubiți credincioși, și a început să ridice ochii. Ridicându-și ochii, el care era în chinuri, a văzut de departe pe Avram și pe Lazar în sinul lui. El era în iad singur, jos, și a văzut de departe pe Avram și pe Lazar fiind în sânul lui. Adică erau doi, erau în comuniune Lazar și cu Avram. El era în lipsă de comuniune pentru că asta a avut continuu pe pământ. A avut lumea în jurul lui, dar n-a avut comuniune. N-a avut nimic pentru că inima lui era închisă. Atunci a strigat el și a zis, iubiți credincioși, vă dați seama cum a strigat? A strigat în toată puterea lui, pentru că atunci el era într-o stare de chin și de suferință maximă. A strigat și a zis, Părinte Avraame, deodată bogatul și-a amintit de numele lui Avraam. Deodată bogatul a început să-și aducă aminte că există cuvântul rugăciune. Deodată bogatul și-a amintit de Vechiul Testament, de Avraam, de Isaac, de Iacob. L-a recunoscut pe Avraam. Știa el ce știa, dar pe pământ a ignorat total. Și cei care pe pământ aici se fac că nu știu, ei știu, dar nu vor să afle, pentru că dacă le spui despre Scriptură, despre tradiție, despre biserică, despre porunci, ei nu vor să știe, pentru că le fur cheful de viață. Și aici a început, a strigat el, Părinte Avraam, fie-ți milă de mine și trimite pe Lazar să-și întingă vârful degetului în apă. Acolo, pe pământ, se mulțumea și s-ar fi săturat cu niște firimituri, bogatul Lazar, săracul Lazar. Acum acesta s-ar fi săturat, s-ar fi mulțumit doar cu niște picături de apă care le-ar fi purtat Lazar pe vârful degetului. Vedeți cât suntem de umili și de fățarnici când ne înghesuie lucrurile. Când suntem la bine și când totul este liniștit, nu ne mai ajunge. Când ni s-au încurcat lucrurile și ajungem la cuțitul la os, ne mulțumim cu foarte puțin. Același om are figuri în cap când nu mai poate de bine și același om
nu se bucură cu foarte puțin când ne-a ajuns cuțit la os. Ăștia suntem noi, de fapt, iubiți credincioși. Și a strigat, Părinte Avram, fie-ți milă de mine. A învățat Avram cuvântul milă. Iisuse, fiule al lui David, miluiește-ne pe noi. Nu știa el de formula asta pe pământ. Acum spune, Avrame, fie-ți milă de mine. Și trimite-l pe Lazar să întingă vârful degetului în apă și să îmbrăcurească limba. Căci mă chinuiesc în această văpaie. Iubiți credincioși, adânc, iad, foc, văpaie, chin. Lucruri despre care omul pe fața pământului nu prea vrea să audă. Când le spui oamenilor de lucrul acesta, hai părinte că nu mai este chiar cum era odată, ăștia sunt niște termeni învechiți, înțelegem iadul dintr-o altă perspectivă, noi vedem altfel lucrurile, înțelegem noi cu știința modernă, nu ne mai vorbi că ne fur cheful de viață. Dar aceasta este realitatea. Chin, foc, iad, întuneric, tartar, sfârșirea dinților, spune Domnul nostru Iisus Hristos. Ori! Încă de pe pământ încep lucrurile acestea, iubiți credincioși. Dar Avram a zis, nu putea să treacă Avram pe lângă acest bogat, cum trecea bogatul pe lângă Lazar și îl ignora, nu-l băga în seamă, nu-l vedea, nu-l asculta, nu-l întreba, nu aștepta să-i se spună nimic. Trecea zilnic pe lângă el niciun cuvânt. Ce era pe pământ, iubiți credincioși? Distanțare socială. Adică acesta era într-o clasă socială înaltă, iar acesta era într-o clasă socială joasă. Era o distanțare de la cer la pământ, dar îi despărțea un metru cât trecea bogatul pe sărac. Ba mai era ceva. Botnița pe gură. Nu vroia bogatul să vorbească cumva. Era lipsa de comuniune. Era lipsa de apropiere fizică. Era lipsa de deschidere a inimii. Iubiți credincioși. Dar s-au întors lucrurile pe pământ. În iad. Deodată Avram nu mai vrea distanțare socială. Vrea apropiere socială. Deodată bogat. Nu mai vroia distanțare și lipsă de comuniune. Vroia comuniune. Vroia să vină chiar și Lazar la el. Ți-ai amintit că se poate și altfel. Noi toți suntem bogatul nemilostiv. Nu cumva să ni se pară că această stare este pusă pe seama vreunui miliardar. Nu, iubiți credincioși, noi toți suntem bogatul nemilostiv. Odată suntem în raport cu sufletul nostru care este săracul Lazar, și odată suntem cu oameni sărași care trece pe lângă ei și nu-i vedem. Și în altă parte suntem în raport cu poruncile lui Dumnezeu pentru că suntem bogați în voile noastre și nu avem grijă de smerenia și de sărăcia smeritei cugetări. Sunt aspecte și aspecte, fiecare pe nivelul lui. De aceea acest Avram a zis, fiule, deci vă dați seama cât de bun a fost Avram, l-a numit totuși fiul. Nu i-a spus, băi, bogatul. Nu i-a spus, băi, tot ăla de acolo. Băi, ăla din iad. Băi, nenorocitul. Nu i-a spus, fiule. Deci Avram era Avram. Și prin felul cum s-a raportat la acest bogat nemilostiv, Avram s-a pus în valoare pe el. El a rămas un domn și în viața lui și a fost un domn și când era în iad, vorbind, când era în rai vorbind cu acest bogat din iad. Pentru că Avram a rămas el omul lui Dumnezeu. Și a zis, fiule, adu-ți aminte, aducerea aminte, iubiți credincioși, mare lucru să-ți mai aduci aminte. Dar noi uităm tot. Uităm cele bune și ne aducem aminte numai de cele rele. Judecăm, cârtim și suntem nemulțumitori. Iar ceea ce am primit bine, nu ne mai aducem aminte. Adu-ți aminte că tu ai primit cele bune ale tale în viața ta. Se pune întrebarea, de ce unii sunt bogați și unii sărați, de ce unii sănătoși și unii sunt bolnavi? De ce unii sunt exagerat de bine și alții tot timpul în încercări? Pentru că mulți dintre ei atât de multe au primit pe pământ ca nu cumva să aibă cuvânt de îndreptățire la judecată, pentru că Domnul preștiința lui știe clar că ăla nu se va pocăi, știe clar cum se va smeri și îi dă de toate pe lumea aceasta ca să n-aibă cuvânt de îndreptățire la judecată. Ți-am dat atât de mult și tu n-ai făcut nimic, dar ți-ai luat plata ta. Adu-ți aminte că toate le-ai avut pe pământ. În viața ta. Și Lazar a și-și de rea pe cele rele. Dar acum, aici, el se mângâie, iar tu te chinuiești. Simplu și la obiectia răspuns, iubiți credincioși, Avram
acestui bogat nemilostiv. Nu i-a dat socoteală. Adu-ți aminte. Intră în conștiința ta. Intră în memoria ta. Intră în sinele tău. Intră în cele ale inimii tale și acolo vei găsi răspunsul. Doar dacă vrei să-ți aduci aminte. Dar noi ce facem? Noi ținem de minte răul. Nu ținem minte ce trebuie să ținem minte. Mare este cel ce iartă, dar mai mare este cel care nu ține minte rău, spune un cuvânt. Și peste toate acestea, spune Avram un cuvânt greu. Între noi și voi este o prăpastie adâncă, întărită în așa fel ca cei care ar vrea să treacă de aici la voi, ori de la acolo la noi, să nu poată să treacă. Iubiți credincioși, vă dați seama, o prăpastie adâncă. Nu poți să treci nici dintr-o parte, nici din alta. De ce, iubiți credincioși? Pentru că această prăpastie trebuie să fie înțeleasă duhovnicește. Dacă prăpastia ar fi atât de adâncă încât să nu se poată trece dintr-o parte în alta, ar însemna că noi pomenim la prostomenie pe cei adormiți degeaba. Dacă prăpastia ar fi atât de adâncă încât să nu se poată trece din iad în rai, în sânul Avram, înseamnă că noi facem pomeni, parastase și rugăciuni degeaba. Și atunci, cum să înțelegem noi cuvântul lui Avram? I-a spus-o în față, dar într-un mod mai delicat. Între tine și mine, între noi și voi, este o prăpastie de trecut, pentru că prăpastia aceasta este în inima ta bogată nemilostiv. Și ce prăpastie este? Este lipsa de smerenie chiar și în iad. Lipsa de aducere aminte și de conștientizare chiar și în iad. Trebuie să-ți aduc eu aminte, bogatule, nu tu, nu ți-ai adus aminte. Această prăpastie este lipsa pocăinței. Și ca să înțelegem această prăpastie, să înțelegeți că demonii zac în iadul acela și nu se smeresc, nu-și cer iertare de la Dumnezeu, că dacă și-ar cere iertare, ar fi fost iertați. Ba mai mult decât atât. Vă aducem altă explicație. Când s-a dus Sfântul Ioan Botezătorul în iad și acolo, pentru că toți până la venirea Mântuitorului nostru Iisus Hristos, toți s-au dus în iad. Când s-a dus, el a propovăduit pocăința. Pocăiți-vă, a spus ca și pe pământ, că s-a apropiat împărăția cerurilor. Dar să nu credeți voi când Domnul nostru Iisus Hristos, aici îl vedeți cum ridică pe Adam și pe Eva la înviere, când îi ridică pe toți din iad, să nu credeți că au ieșit toți. N-au ieșit toți. Pentru că aveau în inima lor atâta egoism, atâta necredință, atâta învârtoșare, atâta cârteală și nemulțumire și neînțelegere, încât o parte dintre cei din iad nu au vrut să iasă atunci când Domnul a spart porțile cele veșnice, când a sfărâmat încuietorile, când a legat pe diavol și când a spart iadul. Nu au vrut să iasă. Pentru că voia omului este zid de aram între om și Dumnezeu. Și Domnul nu poate să-l forțeze pe om să se pocăiască, îl îndeamnă, îl conștientizează, cum i-a făcut Avram, adu-ți aminte. Dar el nu a vrut să iasă, viți credincioși, pentru că trebuia să-și schimbe el atitudinea chiar și în iad. Și aceasta se vede, viți credincioși. Din ce se vede? Din cele care urmează. Atunci le-a zis, te rog, dar părinte, să-l trimiți acasă la tatăl meu. Deja el se vede stăpân. Deja el îi dă ordine lui Lazar. Deja i-a găsit de treabă lui Lazar. Deja el vrea să învârtă lucrurile și în iad, pentru că nu avea Duhul stăpânire. Părinte, trimite-l acasă la tatăl meu, căci am 5 frați, să le spună acestea, ca să nu vină și ei la acest loc de chin. Dar n-ar fi zis, bă, Lazar, iartă-mă, că nu m-am comportat cu tine pe fața pământului. Nu. Avrame, trimite-l tu pe Lazar. Va vorbea de jos, de sus în jos și în iad. Pentru că Duhul lui a rămas în el și în iad, cum l-a fost și pe pământ. Nu se schimbă. Și el acum vrea să-și salveze 2, 3, 5 frați ai lui. Nu înțelegea că trebuie doar o schimbare în inima lui și atât. Și am 5 frați să le spun acestea, ca să nu vină și ei la acest loc de chin. Avram i-a răspuns, au pe Moise și pe proroci, scurt și la obiect. Au Vechiul Testament, au tradiția Vechiului Testament, au Cuvântul Dumnezeu și tot ceea ce s-a făcut perfect, desăvârșit, ca omul să înțeleagă, să se trezească, să se conștientizeze, să se pocăiască și să schimbe viața. Și să-i asculte pe ei.
aduce aminte despre ascultare, Avram, să asculte de cuvânt. Cine credeți că ascultă conștiința pe pământ? Foarte puțin. Cine credeți că ascultă cuvântul lui Dumnezeu? Nu vor să deschidă Sfânta Scriptură. Cine credeți că pe pământ ascultă cuvântul fratelui, a prietenului, a soțului, a soției, a preotului, a duhovnicului care îi spune: frate, ești în eroare. Frate, ești în rătăcire. Frate, uite-te la tine că nu te vezi. Frate, nu-i mai judeca pe ceilalți. Frate, vezi-ți de păcatele tale, cum spune rugăciunea Sfântului Efrem Siru. Așa, Doamne, dorește ca să văd greșalele mele și să nu o să despre fratele meu, că ești binecuvântat în vecii vecilor. Amin. Frate, nu te mai orienta către exterior. Orientează-te către interior, conștientizează-te și adu-ți aminte. Vezi-te pe tine. Nu vor oamenii să asculte de Moise, de proroci și de cuvântul Noului Testament. Ei tot se îndreptățesc, tot se suie pe argumentelor raționale, vor să aibă dreptate pe pământ, dar ferească Dumnezeu, indiferent cine îi fii tu, când va fi judecată de apoi, când va fi trecerea din viața aceasta dincolo, te trezești deodată în mormânt și bogatul și săracul, și mai marele și mai micul, și atunci pe unii îi ia îngerii și îi duce în sânul Avram, iar tu te trezești în iad lângă bogatul acesta nemilostiv și ai să-ți pui întrebări și ai să încerci să cauți soluții. Degeaba mai cauți soluții acolo. Și chiar dacă cei de pe pământ se roagă pentru tine, s-ar putea să vezi că tu în răutatea ta nici acolo nu primești ajutorul. Câți nu credeți că sunt pe spatul de moarte sau de boală în spitale sau în case? Vine copilul, vine soția, vine fratele, hai să-ți aduc un preot ca să te spovedești. Hai să-ți aduc un preot ca să schimbi și tu viața în ultima clipă să te împărtășești. Hai să-ți aduc un preot să-ți citească rugăciuni de deslegare. Pleacă de aici. Pleacă de aici, nici nu vrea să audă, în ultima clipă. Păi dacă tu pe patul de moarte vezi că ești bolnav, praf, vezi că tu nu mai ești cine ai fost, vezi că nu mai ai nimic, vezi că o trecut toate și eu ți-aduc în ultima clipă, ți-i tind o mână și tu refuzi, păi credeți că în iad va fi altfel, va fi mai amplificat. Pentru că te învârtoșești în inima, te învârtoșești în inima ta. Dar el a zis, nu. Avram i-a răspuns, au pe Moise și pe proroci să-i asculte pe ei. Dar el a zis, nu, părinte Avram, ci dacă cineva dintre cei morți se va duce la ei, se vor pocăi. Cunoștea termenul de pocăință. Și acum vroia el să mute lucrurile, să-l conștientizeze el pe Avram, să-l folosească el pe Avram, să-i folosească autoritatea lui Avram, că așa sunt cei care sunt plini de sine și pe pământ, vor ei să le conducă, să le miște, să le organizeze pe toate după mintea lor, și spune, nu, Avrame, ai spus-o tu ce ai spus ca o pe Moise și pe proști, dar spune-o cum e treaba. Dacă trimis pe unul de aici la ai mei, se vor pocăi. El avea îndrăzneala și cu tupeul și acolo, pentru că a mers cu tupeul în inima lui și în fundul iadului. Căci dacă cineva dintre cei morți se vor duce la ei, se vor pocăi. Atunci, Avram i-a spus, foarte blând, foarte respectuos, nu l-a mustrat. Avram a rămas un domn până la capăt. Repet, dacă nu ascultă pe Moise și pe proroci, nu vor crede nici chiar dacă ar învia cineva din morți. Viți credincioși, a înviat Lazar din morți. Pentru că Domnul, prin acest nume, Lazar, nu a spus întâmplător ceea ce a spus. Pentru că a înviat Lazar din morți și n-au crezut. Au înviat alții din morți și n-au crezut. S-a dus Domnul și a înviat pe morții lor sub ochii lor. Și au spus cu Domnul demonilor, vindecă, scoate, tămăduiește și înviază. Inima omului este, viscredincioși, un lucru ca un zid greu de biruit, decât dacă omul se smerește în el însuși. De aceea nu vreau să închid acest cuvânt decât cu acest aspect. De aici începe iadul, de aici începe raiul. Din inima omului începe împărăția și din inima omului începe adâncul adâncului. Din inima omului începe și răsare împărăția pe pământ și lumina și puterea, sau din inima omului apare întunericul, scârșinea dinților și comunia cu iadul. Miza este maximă. Acum, la sfârșitul viacurilor, Satana răcnește ca un leu pe cine să înghită. Tot ceea ce vedeți voi pe fața pământului este o învălmășeală și o îmbulzeală și o tulburare și o lipsă de liniște și de tignă.
Este o nebunie globală pentru ca inima omului să se tulbure, să cadă din, să cadă din credință în necredință, să cadă din pace în tulburare, să cadă din toate cele firești în cele nefirești, să se amplifice lucrurile și păcatele lumii acestea odată prin necredința aceasta a ecumenismului, apoi prin punerea și accentuarea păcatelor din Sodoma și Gomora, apoi prin accentuarea avortului, să moară milioane de oameni și legalizarea avortului, cum vor nebuni ăștia până America și în toată lumea, și apoi, și apoi, iubiți credincioși, să intre în inima oamenilor frica aceasta, ca inima să fie blocată, să ia decizii greșite, îți blochează relația cu Dumnezeu la Sfânta Liturghie prin faptul că nu o să le dea Dumnezeu la biserică și nu s-a dat, prin faptul că preotul nu mai comunică cu credincioșii și au băgat în sânul bisericii distanțare socială și în societate, prin faptul că nu vor să mai împărtășească că a intrat frica în preoși și în credincioși, pentru că de fapt era necredința, și uitați-vă cum se separă lucrurile. Unii care rămân în mărturisire, în atitudine, în curățenie, în trăire, în jertfă și în disponibilitatea pentru mucenicie și să moară mâine sau astăzi, dar să rămână cu Hristos, și aceasta este poarta cea strâmtă care duce către Împărăția Cerului, sau poarta cea largă care spune așa: eu nu vreau să mă risc, eu păstrez afacerea, vreau să păstrez confortul, o să mă vaccinez, o să mă cipuiesc, eu o să rămân cu sistemul, vreau să trăiesc în porfiră și în vison, eu nu vreau să văd cum lumea aceasta este prezentată cu greutăți și supărări, eu vreau să trăiesc fericit. Mai trăiesc 5 ani, 10 ani ca un sclav cu cipul în frunte și pe mână, dar când se va trage linie, pentru unii va fi viața veșnică și pentru unii o sânda veșnică. Iubiți credincioși, aceasta este miza, cine are urechi de auzit să audă. Îl rugăm pe Avram, părintele nostru, să ne dea și nouă credința, înțelepciunea și puterea pe care au avut-o el pe pământ. Amin.